Ce vă promiteam ieri, și anume cotele României în grupa F de calificare la campionatul european, le afișăm pe ecran și discutăm despre ele. Spania favorită în grupa noastră să se claseze pe prima poziție, o cotă de 1.30, urmează Suedia, România și Norvegia, cota 10, apoi celelalte două, Feroe și Malta. Feroe 351 să câștige grupa și Malta 751 să câștige grupa. De asemenea, cote la calificare, locurile 1-2, aici avem iarăși normal Spania favorită, urmată de Suedia, care era favorită și la câștigarea grupei favorită 2, în vreme ce pe locul 3 nu mai e România, ci Norvegia 2.55, România cota 4. Cum îți explici, Sabin? Da, e mai greu de... Hai să spun o chestie. Suedia și Norvegia n-ar fi prima oară când ar face un aranjament. Dacă una dintre ele mai are șanse de calificare și cealaltă nu, probabil e mai posibil să se înțeleagă. Da, așa este. Și insulele Feroe poate juca un rol în toată chestia asta, pentru că e tot prietenul cu ele acolo mai în nord. Bine, exagerez, dar e o grupă bună pentru nordice când joci cu în Suedia, Norvegia și, uite, cel puțin încă o echipă nordică pică în aceeași grupă, cineva sigur va avea probleme. Nu Spania. Hai să spunem că noi suntem prieteni cu maltezii, nu? Că n-am avea de ce să nu fim prieteni cu ei. Da. Suntem... Ne tragem din daci și din romani împreună. Da, suntem frați de cruce, da. În vreme ce spaniolii sunt totuși în relații mai bune cu noi decât probabil cu ceilalți. Da, să știi că țintarul, apropo, dacă tu ai spus chestia asta, țintarul cumva ne este favorabil, pentru că, știi, pagina la sort se face ținând cont de condiții, și de condițiile meteo, și noi vom juca în ultimele trei meciuri cu Spania și Norvegia pe teren propriu, apoi cu Suedia și Norvegia acasă, iar în ultima etapă avem cu Spania în deplasare. Când Spania va fi calificată deja. Când Spania va fi calificată deja. Dacă noi facem... Să nu uităm că acolo sunt frații noștri, nu? În Spania. Dacă jucăm pe stadionul din lui Villarreal, știu că acolo lasă, gândește-te ăsta, Gică Popescu, că a fost, sau Hagi, coleg cu Guardiola, cu lui Enrique, cu toată lumea. Da, ți-am spus, dezamăgire, nu știu cum să o cadrez. Nu aș fi vrut să fim într-o grupă cu o favorită foarte, foarte clară cum e Spania, pentru că e clar, Spania va merge mai departe și pe mine tot timpul m-a secat ideea asta, măcar dacă e să picăm de pe un cal înalt. Da, hai să spun o chestie, asta vreau să... Ieri ți-am promis că aduc discuția aici. Da, foarte rapid, ca să avem timp și de restul subiectelor. Să știi că mă uitam pe loturile celor două contracandidate la locul 2, Suedia și Norvegia, deși, sincer, spun, șanse mari să pierdem puncte cu Feroe, pentru că știm foarte bine ce e Feroe în momentul ăsta. E o Islandă mai mică, pardon. Exact. Ceea ce nu e chiar puțin lucru. Mă uitam pe loturile Suediei și Norvegiei și să știi că sunt mulți fotbaliști acolo care sunt cam unde suntem și noi. Adică nu e ceva nemaipomenit. Așa că ăla, cum îl cheamă, de la Manchester United, norvegianul, Lindefeld, ăla, sau cum îl... Lindegaard. Nu Lindegaard. Un fundaș, mă rog, știi, hai să-mi iau un fundaș, că am niște bani, am 2 milioane, 4 milioane, îmi iau un fundaș. Hai să luăm un fundaș norvegian, că ăia sunt mari, înalți și dau bine cu capul, nu? Cam asta e, mai mult Lindelof, mi-am adus aminte. Lindelof. Eu confundam cu Lingard, că aveam echipa pregătită, echipa lui Lingard. De acord cu tine. Și a rămas prins între două limbi și două țări. Corect. Dar în rest nu sunt, mai e Forsberg, evident, la Leipzig. Sunt câțiva, nu pot să zic că nu sunt, portarul Romei, dar una peste alta nu e chiar așa rău. Rău poate fi dacă suntem noi din nou mămăligi. Da, oricum, o campanie interesantă, o campanie pe care mi-a plăcut foarte mult, a trebuit să abordăm în felul în care a spus Lobos, ceva de genul... concluzionând, dacă e să ne prezentăm doar pentru a juca pentru poziția secundă, mai bine ne facem calcule deja pentru o altă campanie. Păi, și... acum, hai să fim serioși. Da. Ce să faci într-o grupă de asta? Nu, aici, eu sunt, din punctul meu de vedere, nu vom merge noi la niciunul european nimic. Asta este situația. Aici ne este valoarea și cei care își imaginează că la anul vom avea o generație de tineret care va transforma această națională, să se gândească că
în acest moment prioritar este europeanul pentru tinere de anul viitor, care pică fix în mijlocul campaniei pentru accederea la, la campionatul european. Deci eu nu cred că, sau, mi s-ar părea total aiurea ca... Bun. Sabine, hai să spun altceva. Da. Noi trebuie să ne gândim și cu cine a picat Serbia. Pentru că știm foarte bine că prin Cupa Națiunilor, Liga Națiunilor, Serbia a picat cu Lituania, Luxemburg, Portugalia, Ucraina. Așadar, hai Serbia. Pentru că înseamnă o șansă în plus. Mergem mai departe la restul ponturilor pentru mâine. Știi cum vorbesc ea la licitații, Sabine, când spun prețul și după aia încep să zic bă, așa trebuie să vorbim noi până la finalul emisiunii. Da, păi uite, suntem pe placul telespectatorilor pentru că suntem iarăși criticați că discutăm despre un subiect care nu are legătură cu emisiunea națională. Uite că trecem la ponturi și avem multe ponturi. Gaz metan viitorul, astăzi este 3,5 conere, cota 1,44. Suntem în Liga 1, meciurile etape intermediare a 18 staționare și pauză sau final X pentru Gaz metan media și viitorul. Apropo, 2,75 au cele două echipe cotele la victorie cu 2,90 la egal. Practic și casele de pariuri cumva anticipează că va avea un meci, va fi o partidă extrem de echilibrată. Sepsi cu FCSB, 2-5 goluri în meci, cota 1-40. Sepsi în o ușoară scădere de formă, lucrurile nu se mai leagă foarte, foarte bine. Un succes cu Astra acasă pe 24 noiembrie, dar anterior 4 meciuri fără victorie tot acasă. Vom vedea ce va fi. Este un meci favorabil pe CSB-ul în acest moment. Apropo, pe pariul 1-2 este un pont în conta 60 pe victorie echipei ludică. Dacă intrați acum pe pariul 1-2, o să vedeți da. Cum puteți paria pe CSB la cota 60 în această A departare. Ieșit Planici, jucătorul anului în Liga 1, la nu știu ce gală de asta organizată subteran pe ProSport cu cineva, nu se știe cine. Planici, Toma Planici, Sabine, incredibil. Trecem și la Premier League. Avem un pachet destul de consistent de ponturi din Premier League. Burnley Liverpool duce sub 3,5 goluri. Cota este 1,57. Atenție. Burnley extraordinar de slabă. Da, extraordinar de slabă, dar și Liverpool în deplasare, o echipă cu destule. Nu mai recunoști. Da. Apropo, Sadio Mane a devenit incert pentru Liverpool. Nu se știe dacă va mai evolua în această confruntare. Sturridge a trebuit să devină vârf împins cu Firmino în flanc și Salah în flancul general. Everton Newcastle 1-0-3 goluri, cota 1-50. Everton este favorită, dar are cota 1-60 la victorie, acea cotă care te sperie. Nu pariem de obicei. Fulham Leicester gol în ambele reprize, cota 1-63. Fulham s-a odihnit la Chelsea în ultima etapă. Mizează pe această partidă cu Leicester, aici are nevoie de puncte. Nu va juca foarte la Leicester, este accidentat. Evans, West Morgan, Maguire, Gerdal sunt alții posibile absențe ale Claude cu el pentru meciul de la Fulham. Wolverhampton, Chelsea, X12 peste 1,5 goluri, cota 1,51. Îmi place cum joacă Chelsea în acest sezon, dar are nevoie de un vârf. Morata, Giroud nu sunt atacați de nivel foarte înalt, sunt atacați buni, dar cam atât. Mă uitam... O să-și aducă Sarri omul lui în curând și atunci o să fie treabă. Da, am văzut că Icardi este intens scutat de Chelsea. Timo Werner este de asemenea pe lista lui Chelsea, dar cred că mai trebuie lăsat să crească acolo la Leipzig. Tottenham Southampton 1 solid, cota 1,40. Aici îți dau o idee, Sabin. Spuneam de multă vreme încoace de Tottenham, care are o apărare foarte slabă. Și probabil ai văzut cu Arsenal ce s-a întâmplat, în ce fel, cât de jenant s-a descurcat. Eu zic că marchează Southampton. L-aș vedea, ambele marchează aici. Să știi că noi mai avem un pont pentru această partidă și este în cota 3,65 și nu e departe de... Bun. Mergem în Franța. Mergem în Franța. Avem Bordeaux-Saint-Étienne peste 1,5 goluri, în cota 1,44. 2-2 cu PSG Bordeaux în weekend. Lyon-Rennes 11 peste 1,5 goluri, cota 1,42. Rennes chiar se duce la vară, nu înțeleg de ce, are loc bun. 2-1-3-1 scor final probabil în acest meci, mai degrabă 3-1. Nantes X12 peste 1,5 goluri, cota 1,90. Nantes fără Tătărușanu, bine, nu e 100% out, dar momentan este incert. Marseille inefectiv complet pentru această deplasare și Strasbourg PSG
Oaspeții marchează în ambele reprize, cota 1.82, pentru PSG, cum spunea și Radu, urmează o săptămână de pauză până la partida cu Steaua Roșie Belga din Liga Campionilor. Program lejer pentru PSG pe final de an și mă gândesc că ar putea să vină un succes lejer aici la Strasbourg. Bun, mergem la supercotele, un pont pe zi. Încercăm și cote de peste 2. Sabina a făcut o selecție care mi se pare foarte interesantă. Avem trei variante. Burnley, Liverpool, Watford câștigă și Mane înscrie, cota 2.35, pardon. Strasbourg, PSG, Watford câștigă ambele reprize, cota 3, o cotă imensă pentru acest pariu. Și Tottenham, Southampton, uite, pariul de care spuneam, gazele câștigă la exact un gol diferență, cota 3.65, un 2-1 final și cred că suntem amândoi extrem de mulțumiți. Uh-huh. Ceea ce totuși nu exclude nici varianta 1-0, un pariu inteligent. Bun, și trecem și la biletul de cotă 2 pe care l-am pregătit pentru mâine. Încercăm o cotă de 2, azi nu ne-a ieșit, dar poate ne iese mâine, asta e speranța noastră. Era bine gândit bilețelul de azi, din păcate n-am avut noroc. Manchester United, Arsenal, ambele marchează, 1.49, incredibil ce cotă. Da, își revine puțin la această cotă, dar se cam așteaptă casele de pariuri la un meci cu goluri de ambele părți. Strasbourg, PSG, peste 1.5 goluri și Wolverhampton cu Chelsea X2 pentru o cotă finală de 2.02. Așadar, cam ăsta ar fi bilețelul nostru. Nimeni nu e obligat să-l joace, dar dacă jucați, credeți-ne că facem toate eforturile să fim cât mai să avem succes cât mai mare cu această rubrică. E rubrica noastră de suflet. Mergem la restul ofertei pentru mâine. Așadar, la campionatul european, Germania o întâlnește pe Cehia. Germania a părut o echipă mai capabilă, mai atletică, mai tehnică, cu calități tehnice superioare Cehii și cred eu că va reuși să se impună în fața Cehii. Da. Unul solid la o cotă de 1.43, un pariu care poate fi pus și pe biletele de mâine. Olanda-Croația, unul cu handicap de minus 3 goluri la o cotă de 1.73, minus 2.5 goluri, pardon, o cotă 1.73 și Ungaria-Spania, o partidă spectaculoasă, mai ales că e și cu miză, minim 48 de goluri în meci pentru o cotă de 1.81. În Rusia avem hockey ca e cel, Dinamo Moscova, Curet, Sarkunlun, niște prietenii mei joacă din nou, chinezii, canadienii chinezi de la Red Sarkunlun, cota 1.44 pentru un peste 3.5 goluri în meci, încă două ponturi pentru jocurile în care vor fi angrenate Spartak Moscova și Lokomotiv Iaroslav. Și încheiem cu fotbal. Fotbalul a căzut mai jos în pachetul nostru, măcar în acest ultim pachet de pariuri. Scoția Premiership, Motherwell Celtic sub 3.5 goluri, cota 1.52. Rangers Aberdeen peste 9.5, corere derby acolo în Scoția, cota 1.50. St. Johnson cu Hearts 1x la o cotă de 1.45. Așa este, prieteni, am uitat de pontul cu Andone, marchează, era 3-4-5, a marcat Andone. Atât pentru această seară, ne revedem mâine, o noapte liniștită, baftă la pariuri!